scuze din acest punct de vedere, pentru că spațiul sigur nu ne permite. Aș fi vrut să avem încep cu primul ministru al României, domnul Ludovic Orban. Bine ați venit, domnule prim-ministru! Bine v-am găsit, domnul prefect! Din partea domniei sale, din echipa guvernamentală, îi mai avem aici pe domnii miniștri Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul ministru Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, este conjudețeanul nostru pe care știm sigur cu toții. Domnul Daniel Buda este și dânsul aici, europarlamentar foarte activ pe această zonă, pe regiunea de Nord-Vest, dar și la nivel național, în special pe domeniul agriculturii. Alături de domniile lor, îi mai avem ca oaspeți astăzi, este doamna Mariana Ioniță, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu domnul Cecan, care este director regional de RDP Cluj. Bine ați venit! Zi 26. Mai avem din partea constructorului, director general în cadrul companiei, domnul Bunghiuz Cornel. Și nu în ultimul rând, domnul Eugen Cojoacă, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Bine ați venit tuturor! Pentru început, pentru că și așa suntem într-o criză de timp, vreau să îi dau cuvântul domnului ministru Lucian Bode, conjudețean de-al nostru, pentru a aduce câteva precizări. Știm că pe umerii domniei sale apasă o responsabilitate imensă și vreau să îi dau cuvântul pentru cadrul companiei. Acest eveniment. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule prefect. Domnule prim-ministru, bine ați revenit în sălaj. Domnule ministru, bine ați venit în sălaj. Bine v-am găsit. Distinși oaspeți, vă spun tuturor bun venit. Doamnelor, domnilor, asistăm astăzi la un moment istoric în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport rutier Sălaj. Mă refer, evident, la semnarea primului contract de proiectare și execuție a primei secțiuni de autostradă din județul Sălaj. Este vorba despre primii 12 km de autostradă care se vor construi în Sălaj între localitățile Zimbor și Poarta Sălajului. Așadar, la 17 ani de la semnarea contractului Bechtel, când ne propuneam să realizăm 415 km de autostradă, când refer la fractele pentru proiectare și execuție pentru alți 52 de kilometri din autostrada Transilvania. Mă refer la Târgu Mureș, Ungheni, Zimbor, Poarta Sălajului astăzi și Chiribiș-Biharia în urmă cu câteva zile pe 12 iunie la Oradea. Și mai spun un lucru în susținerea afirmației mele. Toate tronsoanele cuprinse între Nădășelu și Borș au fost deblocate. Tot ceea ce am prezentat aici s-a întâmplat din noiembrie 2019 până astăzi. Când spun că au fost deblocate, spun că Nădășelul Zimbor, cei 30 de kilometri, are termen pentru depunerea ofertelor 6 iulie. Peste câteva zile vom ști cine sunt ofertanții pentru cei 30 de kilometri între Nădășelul și Zimbor. Iar contractul, fără contestație, evident, îl vom semna în luna septembrie. Între Poarta Sălajului și Zalău, respectiv Zalău Nușfalău, cei 41 de kilometri, inclusiv tunelul Meseș, avem termen de depunere. Documentația este la urmă. Vă dau doar un argument la ceea ce am spus adinauri. Institutul Național de Statistică a dat public